ședința ordinară de astăzi, din 15 decembrie. Avem 11 proiecte de ordinarit, între care, 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public a comunei Cașa, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salvizare Bacău a orașului Dărmănești, modificarea statutului și actului constitutiv al ADIS Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Club Sportiv Comuna Cașin, sat Cașin, Comuna Cașin. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Sportivă Viitorul Culița, sat Culița, Comuna Cașin. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii procedurii de concesionare atelierului în suprafață de 121 metri pătrați din Albia Minoră a Părăului din Culița, aparținând domeniul public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a pontului peste Părăul Culița, în cadrul investiției de construcție pont de autotrafic cu șor și pedonat, peste Părăul Culița la Tărcuța Aurel, sat Culița, Comuna Cașin, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, din cadrul primăriei, aparatul de specialitate a primarului și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cași, județul Bacău. 8. Raportul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 9. Raportul Viceprimarului Comunei. 10. Rapoarte de aplicate a Consiliului Local. 11. Propunerea Consiliului Local pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale sectorului comun. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Aș da cu punctul 6, primul punct, și să propun spre aprobare, că trebuie trimis urgență la Bacău, fiindcă luni trebuie să intre proiectul nostru în CTE la APA Sfier. Deci, hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului din suprafața de 121 metri pătrați din Albia Minoră a Părăului Culița, aparținând domeniul public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a podului peste Părăul Culița, din cadrul investiției de construcție pod autotrafic ușor și pedonal, peste Părăul Culița, la Tărcuța Aurel, sat Culița, Comuna Cași, județul Bacău. Hotărâre. Articolul 1. Se aprobă inițierea procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 121 metri pătrați din Albia Minoră a Părăului Culița, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a podului peste Părăul Culița, în cadrul investiției de construcție pod autotrafic ușor și pedonal peste Părăul Culița, la Tărcuța Aurel, din satul Culița, Comuna Cași, județul Bacău. Articolul 2. Autoritatea executivă prin compartimentul buget, contabilitate, mediu și achiziții publice va duce la definire prezentă hotărâre. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezentul autorului primarului Comunei Cașin, Anei Apelor Românii, Administrația Bazinală de Apă, Sile Bacău, va fi adusă la conștiință publică cu legii. Da. Raportul de da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrație și Privată al Comunei. Este la doamna Alici. Ce da, la cu... Comisia de Finanțe Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, ale procetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 121 metri pătrați din Albia Minoră a Părăului Culița, ca fiind domeniul public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale Apele Române, în vederea executării lucrărilor de construcție a podului peste Părăul Culița, din cadrul investiției reconstrucție, pod trafic ușor și pietonal peste Părăul Culița la Tărcuța, au lăsat Culița Comuna Cașin de Bacău, consider că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 2015-2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să aducă forma prezentată. Întrebări? Punctul 1. Pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. O modificare va fi la taxe și impozite în Comuna Cașin, în funcție de zonare. Știți că am aprobat în zonarea.
Așa cum au solicitat cei de la Curtea de Conturi, ei au solicitat cei de la libertate, practic, așa că vede codul procedurilor fiscale. Acolo va fi modificarea ca să fie codul local. Îi voi da citirii doamna viceprimar, să vă citeați acest proiect. Da. Deci, cu alte cuvinte, vă aduc aminte că zonarea se face comuna Cașină are două sași. Unul de Ramul 4, care este satul Bucaș, și unul de Ramul 5, care este Cuița. Iar zonele sunt A, B, C și D. Zona A e acea zonă care este aproape de centru. Zona B, după zona A, deci exact cum ai luat un punct. Centrul este un punct, pe un cer, da? Ai prima rază, este zona A, a doua rază zona B, a treia rază zona C, a treia rază zona D, cea mai depărtată de centru civic al localității. Și numai că ele diferă și în funcție de rang. La Curița fiind rangul 5, zona A are o implicare mai mică, la noi este zona A, da? Așa că acum B, sau cum așa cum e atunci, decât la zona B la Cașă, în cauza că rangul este 5, la Cașă e rangul 4. O să vă citeați doar. Da, da, tot da. Da, proiectul hotărârea privind aprobarea impozitului și taxelor locale pe anul 2018. Ca să promui impozite și taxe pe clădiri. Orice persoană care are în proprietate o clădire datorată, datorează anual impozit pentru acea clădire, except în cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. Impozitul prevăzut la aliniatul 1, denumit împătrânarea impozit pe clădiri, precum și taxa pe clădiri prevăzut la aliniatul 3, se datorează către bugetul local al comunei Cașin. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a comunei, concesionate, închiriate, date în administrare, ori folosită după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabilește taxă pe clădiri care se datorează de concesionat, locatar, titularii dreptului de administrare sau de folosită după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. În cazul în care o clădire se află în proprietate comuna a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comunei clădiri datorează impozitul pentru spațiile situate în partea de clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. Impozitul pe clădire este anual și se datorează începând cu data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie anului fiscal și se determină pentru un an fiscal conform situației existente la data de 31 decembrie anului anterior. Impozitul pe clădire este datorat după caz. D. A. Titularul dreptului de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie anului fiscal precedent. B. Locatar, în cazul în care la data de 31 decembrie anului fiscal precedent clădirea face obiectul unui contract de leasing financiar. C. Fiduciar, în cazul în care la data de 31 decembrie anului fiscal precedent clădirea face obiectul unui contract de fiducie. Scutire, articolul 2, aliniatul 1, nu se datorează impozit sau taxă pe clădiri pentru 1. Clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților administrative teritoriale, cu excepția încăpărilor care sunt folosite pentru activități economice sau agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public. 2. Clădirile aflate în domeniul privat al statului, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, instituțiile publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora. 3. Clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament, constituite cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține activul caracter umanitar, social și cultural. 4. Clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând culturilor religioase, recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice, cultele religioase recunoscute de lege sunt Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, Biserica Reformată, Evanghelică, Biserica Evanghelică Luterană de Confesiune, da, Unitarianul, Biserica Armeană, Cultul Creștin de Rit Vechi,
Biserica Creștină Baptistă, Cultul Pentecostal, Biserica Creștină Adventistă de ziua 7, Cultul Creștin după Evanghelie, Biserica Evanghelie Romană, Cultul Musulman, Cultul Mozaic, Organizația Religioasă Martirii lui Jehova. 5. Clădirile funerare din cimitire și crematorii. 6. Clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, profesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu, ori acreditate cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice. 7. Clădirile pe unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice sau a Ministerului Culturii, Tineretului și Sportului, precum și clădirile Federațiilor Sportive Naționale. 8. Clădirile unităților sanitar publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice. 9. Clădirile tipaturile industriale. 10. Clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea împotriva inundațiilor. 11. Clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri. 12. Clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului. 13. Clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Română, în calitate de fondator unit. 14. Clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materie ajutorului de stat. 15. Clădiri care sunt utilizate ca sere solare, răsadnice, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și sau parurile pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice. 16. Clădirea folosită ca domiciliu și sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la articolul 2. 17. Clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea, regia, autonomie, administrația patrimoniului protocolului de stat. 18. Clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a vădurilor de război și a vădurilor necăsătorite ale veteranilor de război. 19. Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la articolul 1 și decretul de lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice. 20. Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. 21. Clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare. 22. Clădirile destinate serviciului de apostilă, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționarii Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale. 23. Clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 24. Clădirile clasate ca monumente istorice de arhitectură, indiferent de titularul, dreptul de proprietate sau de administrare. Consiliul Local acordă următoarele scutiri. 1. Clădiri care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice de arhitectură sau arheologice. 2. Clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații non-guvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. 3. Clădiri utilizate de organizații non-profit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. 4. Clădirile restituite potrivit articolului 16 din legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 5. Clădirile retrocedate potrivit articolului 1 aliniatul 10 din ordonanța 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut culturilor religioase din România. 6. Clădirile restituite potrivit articolului 1 aliniatul 5 din ordonanța 83/99 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România. 7. Clădire nouă cu destinație de locuință realizată în condițiile legii locuințe numărul 114/96, precum și clădirea cu destinație de locuință realizată pe bază de credite, în conformitate cu ordonanța 994, privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuință aprobată cu modificări și completări.
8. Clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu ianuarie anului în care s-a produs evenimentul. 9. Clădirea folosită ca domiciliu și sau alte clădiri aflate în proprietatea sau cu proprietatea persoanelor prevăzute la articolul 3. 10. Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau cu proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în exclusivitate de din ajutor social. 11. Clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat. Clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice pe baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 13. Clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitecturale ambientale a clădirilor. 14. Clădirile deținute de asociații de dezvoltare intercomunitară. Scutirea de la plata impozitului taxe stabilite conform articolului aliniatului 2 se aplică începând cu data de 1 ianuarie anul următor, celul în care persoana depune documente justificative. Asta așa. Calculul impostului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice, impostul pe clădiri se calculează cu aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii exprimată în lei se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia exprimată în metri pătrați cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei pe metru pătrat conform anexă. Comuna Cașin, ce cuprinde satul Cașin, încadrat în rang 4, zona A, B, C, D, și satul Curița, încadrat în rang 5, zona C, D, conform hotărârii Consiliului Local din numărul 74 din 24 octombrie 2017. Coeficienți corecții. Rang 4, zona A, 1 și 10, de la 1 la 10. Zona B, de la 1 la 0,5. Zona C, 1. Zona D, 0,95. Rang 5. Zona C, 0,95. Zona D, 0,90. Valoarea impozabilă la credit determinată în urma aplicării prevederilor aliniatul 1 și 6 se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează. A. Cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, de la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință. B. Cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință, și C, cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30-50 de ani, inclusiv la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință. Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Pentru aceste clădiri, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, valoarea finală a lucrărilor de construcție în cazul clădirilor noi constituite în ultimii 5 ani anterior anului de referință, valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. 2. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. Calculul impozitului pe clădirile deținute de persoane fizice. Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoane juridice, impozitul taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Declararea dobândirii, asfăinarea și modificarea clădirilor. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întreg an fiscal pe persoană care are în proprietate clădirea de la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are dreptul să depună, are obligația, mă scuzați, să depună o declarație la organul fiscal local, în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu 1 ianuarie anului următor. Plata impozitului și taxei pe clădiri. Impozitul și taxa pe clădiri se plătește anual în două rate egale, până la datele de 31 martie și 31 septembrie inclusiv. 30 septembrie inclusiv, da.
și taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat, terenul și zona și sau categoria de folosit a terenului conform încadrului făcute de Consiliul Local. În cazul unui teren amplasat în intratul an, teren cu construcții, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenul cu construcții, impozitul, taxa pe clădiri, se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare rangului și zonei respective. Impozitul pe mijloacele de transport. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport, care trebuie înmatriculat, înregistrat în România, datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de către locatar. Scutiri. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru A. Mijloacele aflate în proprietatea sau cu proprietatea veteranilor de război, a vădurilor de război sau a vădurilor necăsătorite ale veteranilor de război pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. B. Mijloace de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. C. Mijloace de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoana prevăzută la articolele de mai sus, cu modificări conform decretului 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, tot la fel pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. D. Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la articolul 3 alineatul 1 din legea 341/2004, tot pentru mijloc de transport la alegerea contribuabilului. E. Mijloace de transport ale instituțiilor publice. F. Mijloace de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public. G. Vehicule istorice devenite conform prevederilor legale în vigoare. H. Mijloace de transport folosite exclusiv pentru transportul studiilor în pastoral. I. Mijloace de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență. J. Mijloace de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului. K. Mijloace de transport ale fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a menține, dezvolta și a ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural. L. Mijloace de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației Naționale și Ministerul Transportului și Tineretului. M. Autovehicule acționate electric. N. Autovehicule second hand, înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant, auto sau societate de limuri. O, mijloace de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor autorizațiilor și autorizațiilor. Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul capitol, trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate sau la autorității administrației publice locale. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, autorizațiilor de construcție și altor avize și autorizații. Certificatul de urbanism. Suprafața terenului pentru care se solicită certificat de urbanism în metri pătrați. Până la 150 de metri pătrați inclusiv, de la 151 la 250 metri pătrați inclusiv, de la 251 la 500, de la 500 la 750 inclusiv, de la 751 la 1000 de metri pătrați și peste 1000 de metri pătrați.
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități. Taxele pentru eliberarea atestatelor de producător, respectiv pentru eliberarea planetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, este de 50 de lei, iar visa trimestrială a acestuia este de 30 de lei. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele, restaurante, baruri și alte activități de servire a băuturilor și alte activități recreative și distractive, avem 600 de lei pentru față de până la 500 de metri pătrați și 1000 de lei pentru suprafață mai mare de 500 de metri pătrați. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în baza unui contract sau unui altfel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloace de informare masă, scrise sau audio-vizuale. Taxă pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate într-un loc public, datorează plata taxei anuale pentru bugetul local al primăriei Cașii. În cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, 30 de lei. În cazul oricărui alt panou afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, 23 de lei. Impostul pe spectacole, orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă, o competiție sau o altă activitate distractivă, are obligația de a plăti impostul pe spectacole. Impostul pe spectacole se face venit la bugetul local al comunei Cașii. Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice sau juridice se instituie taxe speciale. Taxa specială pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, în cazul nostru, taxa specială pentru acest serviciu este valoare de 3 lei pe an pe gospodărie pentru persoane fizice, 30 de lei pe an pentru persoane fizice autorizate, întreprinde familiare și întreprinde individuale, 60 de lei pentru persoane juridice, SC-uri, SAU, SRL-uri, SC-uri. Alte taxe locale. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe care administrativă este în cuantum de 500 de lei. Taxa pentru folosirea locurilor de desfacere se stabilesc conform anexei la prezenta hotărâre. Pentru închirierea spațiului din căminul cultural și vesela aferentă se percepe un acord de 100 de lei. Sancțiuni și astea... Și acum... Eliberarea de certificate fiscale avem 2 lei, adică citesc și în anexe, că am întâlnire la anexe. Mă oprit, la certificat fiscal, dacă se eliberează la noi la primărie, să percepe o taxă 2 lei. Cotizează 2 lei, cu plătească om. Noi zicem că și-ar fi informat cetățenii, că e o taxă mărică și chiar poate hârtie aia și toate în urmă să creează pe un banii ăștia. La Onești, ca să fie certificat fiscal pe loc, se percepe o taxă de 50 de lei. De urgență. E că certificat fiscal, conform cu fiscal centură, el se eliberează în termen de 75 de la depunerea cererii. Deci 3 zile lucrătoare. Deci noi zicem că facem un privilegiu pentru cetățenii comunii Cașe și nu numai, dar celorlalți care au utilizare curată comunii Cașe sau imobile, percepând această taxă modică de numai, 2 lei. Deci, la un moment dat, mă reprind cu atât, pentru urgență, pe loc să fie certificat fiscal, este 50 de lei. Înseamnă că noi suntem un consiliu local curând, până și nici ce rățin comunica și cu o compară cu cei din municipiul Onești. Până într-o zi, da. Rețineți că așa. Îmi fac o paranteză, și încerc cu o zi, m-a spus la prefectul să ies un pic. Sunt casăm. Problema este că acest caz în care acceptăm acum doamna de primață, deși casăm. Fiindcă eu fac o previziune macroeconomică la nivel de țară, cu siguranță vom primi sume mult mai mici la echilibrarea anului viitor, fiindcă banii guvernului pe 2018 vor duce majoritar cu creșterea salarii de sistemul bugetar de stat, nu la noi vorba. Vorba este învățământ, medicin și așa mai departe, și o PNDR. Programul ăsta a dezvoltat localul, unde s-au depus foarte multe proiecte, s-au semnat contracte și acele lucrări vor fi trebuie să finalizate. Așa că ar trebui conștientizat și cetățenii comunii Cașin. Vor proiecte, vrem să dezvoltăm comuna. Avem măcar bani proiect. Deci nu începem mult. Avem bani de urtii.
Că restul banii căutăm. Cu fonduri europene ați văzut că avem un proiect, avem trei proiecte deja, în care unul deja e finanțat și face niște licitații cu drumului. Cu dispensarul avem în PNTD. Încercăm cu Căminul Cultural la Cașin până CNI. Tot așa că căutăm surse externe din finanțare, dar trebuie bani pentru proiecte și avizii și acorduri. Care plătea de acolo. Măcar asta, să avem de funcționare și bani pentru aceste proiecte să le facem. Și eu aș fi mulțumit ca și primar și te mulțumesc ca și consilier. Adică să ne mișcăm cu bani, să căutăm bani. Dacă se va căuta bani, este și proiectul făcut. Un proiect, un proiect, așa că trebuie să facem în casă. Oamenii să fie conștienți, vor infrastructură, vor modernizare, trebuie să-și contribuim. Adică fiecare trebuie să contribuiesc exact ca și cu noi. Ați văzut dumneavoastră cât de greu le-am mișcat, acum să știți că m-a ajuns plată la zi. Aproximativ la zi am făcut ultima plată, că le aveam vreo 30.000 de stanță, dacă nu plăteam să gândi asta de sâmbătă, am fiu sumat de serviciu. S-a ajutat și suma asta de mai mult, 30.000, 40.000 și funcționăm în continuare. Dar sunt cetățeni care nu soțiesc, trebuie aducă acum și de fraților, că nu fac gunoi, nu există că nu facem gunoi, că nu duc gunoi. Foarte bine duci, e taxă specială, exact cum plătești clădirile, construcții din mașină sau ce ai tu, trebuie să plătești această taxă. Și duc gunoi acolo unde trebuie, nu duc gunoi, nici în grădini, nici la malul Cașmune, ca să aibă ce face doamna și primar curățenie cu cei de vasul 16 și sau să cheltuim bani cu adrijoa de transport cu mașini ca să încătăm gunoi, să ducem la rampă la Bacău. Și să cheltuiesc o urmă de bani, de bani am putea face altceva, da? De bani am putea face altceva, decât să plătim cu noi cu urmă. Cam asta am întrebat dumneavoastră, să fiți consilieri și acolo unde locuiți, puteți mai continuă, deci faceți conștientizarea populației, frate, trebuie să plătim, trebuie să dăm, trebuie să avem. Că asta nimeni nu dă bani, nu pică bani și din cer, să știți. V-a zis, atragerea de fonduri, pic când se face ceva ca și primar, cu ajutorul dumneavoastră care îi puteți apropa în consiliul local și vom atrage fonduri. Dar pentru a atrage fonduri trebuie să avem și proiecte. Neavând proiecte, fondul vine, ăla nu stă bani, nu stau acolo la orice fond, nu stau OVG. Tu trebuie să ai proiectul decât de când a apărut la finanțare și te pus proiectul. Primii care depun, cam primii îi iau. Formul să năspezi condițiile de acordare, ești în punctajul de acordare și trebuie să nu poți să... Exact cum a fost în mandatul anterior, nu al nostru, acelor primari, cu canalizare. Nu a depus când a trebuit, s-a depus când punctajul era foarte mare. Noi aveam puncte puțini, nici 50 și am plecat cu canalizarea atunci. La drumul ăla am depus și noi cu drumurile, am întârziat un pic, am depus în a doua sesiune și am câștigat. Acum la treia sesiune noi mai aveam puncte. Noi am câștigat cu 47 de puncte, acum s-a dus la 60 de puncte la drumul. Deci s-a terminat. Perdeam. Așa am depus, am avut noroc și am câștigat cu 47 de puncte. Am fost pe ultimul proiect. Gândesc care a fost finanțat. Mă, e și noroc, este mai bine și noroc, da? Dar aia nu proiectul ăla depus. Asta e recomandarea mea. Sunt dumneavoastră să faceți un pic de conștientizare cu populație, că nu dă bani din soroi, nici boul la Consiliul Local. Banii aia sunt anuși la tuturor și pentru timp din noi. Vă mulțumesc. Da, taxă pentru folosirea publice, taxă stradală pentru lucrarea produselor de cetățeni, pedicure sau autovehicule, 10 lei. Taxă închiriere cămin cultural, muntă și cumetrie, 300 de lei. Închiriere veselă, 100 de lei. Majorat, onomastică și practică, 100 de lei. Taxe extrajudiciare. Înregistrarea la cerere în actele de stare civil la schimbării numelui și sexului, 15 lei. Înregistrarea la cerere în actele de stare civil la desfacerii măsării, 2 lei. Transcriere la cerere în actele civile române, actelor de stare civilă în conținte de autorizările străine, 2 lei. Reconstituirea și întocmirea ulterioară la cererea actelor de stare civilă, 2 lei. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, 2 lei. O altă anexă la prezentul proiect de hotărâre, impostul și taxa pe terenul de amplasat din Carvilan, orice altă categorie de folosire, decât cea de terenul de construcție, aici cu zonare. 1. Teren arabil. În zona A, 28 de lei pe hectar. În zona B, 21 de lei pe hectar. În zona C, 19 lei pe hectar. Zona D, 15 lei pe hectar. La Pășune, zona A, 21 de lei pe hectar, zona B 19 lei pe hectar, zona C 15 lei pe hectar, zona D 13 lei pe hectar. Fâneață, zona A 21 de lei pe hectar, zona B 19 lei pe hectar, zona C 15 lei pe hectar, zona D 13 lei pe hectar. Vie, zona A 46, zona B 35, zona C 28, zona D 19. Livezi, 53 zona A, 46 zona B, 35 zona C,
28 de hectare zonate. Pădure sau teren cu vegetație forestieră. 28 de lei zona A, 21 de lei zona B, 19 lei zona C, 19 lei pe hectare zona D. Teren cu ape. 15 lei pe hectare zona A, 13 lei pe hectare zona B, 8 lei pe hectare zona C și nimic pe zona D. Drumuri și căi ferate, nimic. Și teren neproductiv, de asemenea, 0 lei. O altă anexă privind impostul și taxa pe terenul de amplasat e în extravilan. Teren cu construcții 24 de lei, teren arabil 46 de lei, pășune și pâneață 22 de lei, vie pe rod, alta decât cea prevăzut, alta decât cea prevăzută la 50% de lei acum, deci vie pe rod 53 de lei, vie până la intrarea pe rod 0 lei. Livadă pe rod 53 de lei, livadă până la intrarea pe rod 0 lei. Pădure sau altă cu vegetație forestieră 9 lei, pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 lei. Teren cu apă, mai decât cel cu amenajări piscicole, 1 leu. Teren cu amenajări piscicole, 29 de lei. Drumuri și căi ferate, 0 lei. Teren neproductiv, 0 lei. Astea sunt anexele la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale. Am prezentat raportul de avizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale de anul 2018, considerăm că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolul 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, Republicata, analizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să raporteze în forma prezentată. Deci, trecem la următorul punct, da? Da. Întrebări. Mai știi că știți că nu discutăm cu partea donarea și v-aș fi donat cu mare coeficiente aia din codul fiscal, nu-i capim din glas, nici de noi ca executiv. Da. Cum mai la urmă, cine este pentru? Taxa pe un calcătere a rămas la 50 de lei. Numai la mașini de peste 12 ani. La produsă? 50 de lei, da. Păi modificarea ca să noi la CNO-ul dat 15, s-a redus la 50 de lei. Păi mult, mult dacă nu avem ce faci. Deci nu puteți face. Nu puteți să excluziți din că e taxă prevăzut în codul fiscal. Și e ok. Deci e taxă cum legi. Da, trecem la punctul 2 pe ordinea de zi. 2 sau 2? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al comunei Cași de Subacău. Propune. Articolul 1. Se însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Cași de Subacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre compartimentului buget contabilitate venit cu ședinții publice, primarului Comunei ca și prefectul județului Bacău. Deci, noi, domeniul public, avem o bun care are aparțin, avem toate drumurile Sătești, trebuie să se pot drumul Sătești, avem drumul de exploatare cu raza Comunei ca și, avem toate podurile și podențele cu raza Comunei ca și, asta nu sunt foarte multe și nu o să vă citesc. Deci avem 100 drumuri, podențe și poduri. Avem o poziție, avem. Avem 171 de poziții. În drumuri, poduri, podențe și drumuri de exploatare. Și mai avem, domeniul public, piața agroalimentară. Este vorba de asupra betonată de fața, de lateralul primăriei. Clădirea fost în baie comunală modernizată din Sărcașul. Clădirea din incinta Căminul Cultural, clădirea primăriei și Consiliul Local cu anexe aferente, Căminul Cultural și clădirea comunală din satul Cașin, școala din satul Cașin cu centrală termică, școala din satul Cuița, mai puțin anexe aici, am spus. Loc de joacă pentru copii din satul Cașin, monumentul eroilor din satul Cașin, conducta apă potabilă,
Cererea rapidă necesară construirii unei stații de epurare, conductă secundară apă, așa, conducte toate conductele de apă care există în inventarul nostru, construcție pentru transport și distribuție gaze de conductă și instalații pentru gazele naturale, pentru statul Cașă, rețea de leia 0,4 kV luminat public, în statul Cașă, în țărnică, de la Foiura Viorel la Brușcă Neculai, are pietonare, de la statul Cașă până la Biserica Sfântul Dumitru, în statul Cașă, la școala Cașă, gabioane cu râul Cașă, statul Cașă, zona Vlașca de jos, 92 de metri, adăvături apă pășune comunală, izlazul comunal de Alustănii, teren de sport amenajat, statul Cașă, cimitir, situat între agrarul comunei Cașă, la Biserica Dumnezeu, rețea la public pe drum comunal 127, rețea leia 0,4 kV și terminal public în statul Cașă, zona Câmpul Mărăstirii, pod auto tras cu șoși petional în statul Cașă, pe părul Cașă, în podul punctul în foc stadion, aducțiune alimentare cu apă, cu punct cu ciur DJ, în statul Cașă, la punctul cu ciur, până la un cămin de la drumul județean, extindere rețea leia 0,4 kV și lumina public în statul Cașă, pe strada secundară Tălpău, de la lungul Dana până la Scotie Miriel, amenajare parc pentru copii în statul Poița, rețea distribuției apă potabilă în statul Cașă, în Poița, monument centenar dedicat de lui căzuți în lupte, în primul război mondial, de la Poița, zona Sticlării. Astea sunt bunurile care se află în domeniul public al comunii Cașu. Întrebări. Raportul de administrare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public, Comunia de Cusură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de vădere privind ușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cașu, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor, articolul 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Întrebări dacă aveți. Supunem la vot proiectul de la punctul 2. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiei din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salvezare Bacău a orașului Tărmănești, modificarea statutului și actului constitutiv al ADIS Bacău. O să vă citesc lectura de motive. Nu s-a ajuns aici. În 2010, când s-au aderat localități și a aprobat acest ADIS în Cai și Tărmăneștiu, s-a dat o hotărâre Consiliului Local prin care s-a aprobat și tarifele. Deci, totodată prin hotărârea numărul 5/2017, sunt încălcate prevederea articolului 13 al 1.9 și 10 ale articolului 18 din contractul de concesie lunare, în delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeurilor municipale, în județul Bacău, cu modificări și completări ulterioare, care s-a stabilit în cuantum de 286,40 lei tonă, prin acesta, nerespectând prevederea anexei numărul 6 din contractul de delegare care prevede un tarif de 317,73 tonă. Deci, pentru orașe, s-a stabilit un tarif de 317,73 bani tonă, iar în Tărmăneștiu au dat hotărâri de Consiliul Local și au stabilit-o la 266. Diferența a adus la o datorie de nu știu câte miliarde a OATE Tărmănești către Rompres, adis inclusiv Rompres, ceea ce s-a ajuns ca să iei decizia excluderii OATE-ului Tărmănești, și totodată ca acest OATE va fi dat judecată între adis pentru recuperarea sumelor restante. În acest caz a fost și de la Moineștiu, dar am zis acolo s-a reglat ceva, Moineștiu, ce ar fi plătit. În surții neoficiale, am înțeles, ori lucrat, nu a fost corect. Și acum, probabil că urmează și Moineștiu să fie din aceeași treabă cu Moineștiu. S-a dat un ori lucrat de prea ce am înțeles eu. Nu știu. Dacă fie alingat sau nu, asta am luat tot în surții neoficiale. Ce se întâmplă? Cine e cine? Ce se întâmplă cu înțelegi? Nu știu cum să facă ei. Acolo e problema lor. Cum o să facă? E posibil că ia exemplu cu Mănești și duce cu noi la Mercuriaciu, duce la Vigita. O face și cu Mănești. Duce cu Mănești, nu face parte la des. Ei, cel puțin cu Mănești, face fiindcă celul la doi la Bacău a fost... Da. Și a fost concesionat deja, înțelegi, s-a terminat cu treaba concesionat. Și vor face, probabil că au ceva, o strategie a lor. Ceea ce vor face ei. Partea Baia Dumnezeu, acolo au opțiunea cu Mircuia Ciuc. Da, eu am întrebat din alt punct de vedere.
noi consilierii locali suntem supuși acum de Atis Bacău să le facem plăcerea să excludem localitatea județului în afara organizației județene totală. Neplata adică să ne arătăm noi că suntem mai buni. Nu e așa. Neplata a unui asociat, a dat fi dus autoritate, atrage zilea cu dreapul de dus la autoritate. La toți. Asta și ce implică? Penalități de câteva milioane bune de euro. Care îi va suporta toate localitățile. Să vă împărți banii la toate localitățile ca pic proiectul. Proiectul ăsta trebuie susținut și dus până la implementare, să iasă în monitorizare de ședințe implementare. Frumos! Și am o fi înspreit în statutul. Așa este prin strategie, da. Strategia. Așa a fost oferta. Și atunci el trebuie să rezistăm cu acest proiect, adică toate ATO-urile care facem parte din acest proiect, până la implementare, nu, ieșirea din implementarea acestea. Vorba și de monitorizare, adică că banii sunt europeni, fonduri europene. Formăm Dumnezeu cu mine, fiecare, dacă nu va mai merge, să facă ca cum face. De asta voi știți că am avut o întâlnire prima dată la Stea Cașin. Adi, care la vreme cu Stea Cașin și inclusiv cu mașinile care făceam noi cu Consiliul. Consiliul are creată suspendată, deci nu l-am închis. Și Adi e la fel. Deci n-am distințat acel Adi, care a făcut voi cu Stea Cașin. Tot e ideea cu cine știe pe viitor, cineva are ceva viitor. Și să avem o portiță, dar îi face treaba de salvizare. Cred că ați văzut la televizor emisiunea care merge cu banul referitoare la lucrurile de gunoi și depozitarea gunoiului din județul Bacău. Inclusiv cea de la Cate, de la Orăș, care are lacă după poartă. Instalații, faptul de aduse, pentru sortare, pentru... La Orăște este la Orăște, la Bacău, este instalație de transfer. E stație de transfer, dar asta este făcută. În județul Bacău, la fel. De asta zic că rămâi surprins că noi, adică eu, la generic vorbim, sunt contra da. Care e primar în nouă localitate. Îl scot. De ce? În loc să caută el. Au dat risco 5 miliarde. Deci sumii sunt foarte mari. Se împarte suma la cei mari. Da, sumii sunt foarte mari. Adică, exact cum ne-am chinuit noi. Ați văzut cum ne-am mai ușor ședință, ne-am chinuit. Și trebuie să încasăm. Așa trebuie să facă și ei, tot să facă la fel. Adică, ca și primarul, la chestiune de genul ăsta, îl lași departe curat. Adică, campania curată. Băi, oameni votează domnul că l-a pus pe dreapta domnului. Că astfel, dacă merge cu ideea că nu poți nu poți domnul, legal, spun în lucrul ăsta, să plătească în casieții, că nu mai votează, păi ce faci, mă? Că va veni la primar, ăla ce va face, ăla va minți, bă, mă alegeți primarul, campania curată, nu mai poți niciunul. Minti cât primarul ăsta e mic. Când iese, băi frate, n-ați vă fac, spune cum e tactica, vedeți? Apropo. A zis eu, dar nu mai poate, că s-a văzut ca așa ce. Cred că greșeala a fost de când a instituit acea hotărâre de Consiliul Local. Da, i-au dat taxă pe mic. Sub taxă, da. E curioasă, iar cu oameni și noi, cu asta la... Mi s-a asumat, intrând în, făcând contractul cu Rompestru, prin ADIS, acel tarif. Cum vii tu cu Consiliul Local să dai cine mai trebuie? Aici, eu vă spun, aici din fiecare vor și inițial, prima dată. Da, 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 nu-i bine, da, cam asta e. Poate o să apară, știți că este și o emisiune la televizor, la televizor, nu știu exact pe ce program, care zicea despre măgari, despre cai și despre măgari, despre notari și primari. Asta o duc emisiune, cred că nu. Care spune așa, exact ce spunea, se minte într-un stil barbar, nu se face nimic și când sunt trași la răspundere, nu știu să răspund. Păi știți cum a zis un lucru, știți că sedința trecută a spus că aș putea face proprii, pentru salvizare. Și nu m-a salvizat. Și am avut o discuție, deci nu m-a spus, nu m-a verificat cu nimeni. Am un exemplu, că se face transparent și a dat un nume care a fost așa, că s-a pus și domnul Cutare. Să fim credibil, nu ținem cont că domnul respectiv e Dudu cu primarul ăsta, cu Consiliul Local, că a lucrat în primărie, n-a spus ce răutare, deci nu am verificat. Dar la unii omul s-a anunțat ceva, că a fost că vezi președinte Consiliul Local de primar. Primarul a spus de el că e o plasă și mai departe. Nu e adevărat, dar un exemplu, că se face transparent, adică nu se ține cont de persoana care e. Ai datorii, datorii de primar, nu contează că e rudul cu primarul, cu Consiliul Local, cu niciun primarul, sau că a lucrat în primărie, sau că a lucrat în primărie. Aici au vrut să dau o dovadă, tot transparent total, nu se face... Deci, și pe preferențial, că fac ăla, altul îi fac... Aici, a fost unul de mine, care a primit o mață, nu știu cum fac un șef la pământ, la primărie. Bă, dar mie mi-ai făcut, da, știți ce a făcut, dacă tu nu-ți plătești, avea amenzi.
Da, chiar vezi, zic cu fiecare dintre chestii și asta e. Că fetele de jur la cașini, poți să-i fac serviciu. Trebuie să-i fac serviciu, că acolo gazda sunt plătite, sunt cafiere. Îi fac somații, fac lucrurile de băcuri, conform unui celor vigoare. Ce aș fi eu, poate, dau deoparte din copii, că văd că e un unicut, mă consider. Dau deoparte, cine e ăla? Îi văd cu mine, dau deoparte, nu merge. Cine e ăla, plăcea, nu-i neam cu mine, ar până la un taxier. Nu-i cu mine. Trebuie să fim transparenți și toată lumea să plătea. Raport de analizare. Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea excluderii de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău a orașului Dărmănești, modificarea statutului și a actului constitutiv a ANIS Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea Administrației Publice Locale 215, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Bugeti, Finanțe, Asumizarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău ca orașului de Dărmănești, modificarea statutului și actului constitutiv al ANIS Bacău, consideră că acesta este necesar pentru oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea Administrației Publice Locale, numărul 250, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Andrei Bărdacă. Propunem la vot. Cine este pentru? Următorul punct. Proiectul de privind aprobarea contractului de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Cursilor prin Comuna Cașin, stat Cașin, Comuna Cașin. Hai să dați și pe cinci. Și pe cinci. Și cinci la frumos. Și la fel, proiectul de hotărâre privind, e același contract de asociere, are aceeași formă, aceleași condiții. Condiții sunt ca... Vă citiți obiectul contractului. Promovarea și dezvoltarea activității sportive a echipei de fotbal din satul Cașin, Comuna Cașin, Asociația Sportiv Măgura Cașin, finanțarea echipei cu sume pentru cheltuieli eligibile cu AGV Bacău și cheltuieli cu transportul jucătorului. Atât. Deci alte cheltuieli, fie o primii sau ce mai acordă club respectiv, nu cap aici. Să câștige. Noi vom plăti numai transportul și cheltuieli cu AGV-ul. Să fie bărbat. Și la Curința la fel. Acela, și chelierul care îl pune la dispoziție noi cu tot confortul care e acolo. Pun o întrebare din reclamă de la televizor, dar nu e periculos. Știți, cu cele două asociații sportive cu același profil, am mai avut discuție și s-a venit... Nu, fiindcă cu două s-a diferit. Deci, Cașul nu e statul Cașul, comuna e memotizată. Ca și orașul, dar care e din mod de cartier, e așa. Și mai e, aici la Purița e pentru pune. Promovarea și dezvoltarea activității sportive a echipei de fotbal din satul Purița, Comuna Cașin de Subasco. Bun, am înțeles. Da. Suma de, sau procentul de 5% din care se alocă sportive, până la 5%. Cum va fi? Jumate, jumate? Asta vă zic, nu pot discuta eu mai. La 5% este foarte mult. Noi vom da exact cum a spus. Deci, cheltuieli eligibile cu acest lucru. Nu, până legea 69, dacă vă uitați, mai scrie și altceva. Da, am o chemerea mea. Decât să aveți discuții, dar scrie și primii legea 69, dacă citiți. Nu, asta cu ziua ca și tu. Dar am o chemerea mea, că nu puteți adăcuturi, să ne vine întrebări. Cum s-a dat prima? Cum s-a luat impostul cu primul și mai departe? Și ne vine greu și celor la asociați să facă lucrul ăsta, că trebuie să ne duc cu puțin 60% către stat. Am căzut la acord, adică m-am gândit cu acordul nevoastră să plătim cheltuielile cu arbitrajul vizic și teatral și transport. Că astea simpli, sunt clare și nu lasă în loc de întrebetare. Așa am funcționat cu ei. Da, nu lasă așa. Și restul clubului, respectiv dacă vrea să-și deie primii, vrea să deie, eu știu, un protocol, o masă, e problema clubului. Dar ca să nu lasă în loc de întrebetare, de ce mai bine așa, zic și eu, colegi. Raport de avizare. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Altement, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin, Bacău și Asociația Clubul Sportiv Măgura Cașin, sat Cașin, Comuna Cașin, constată că acesta este necesar și oportun.
Conform prevederii articolului 46 de legea administrației publice locale 215/2001 republicană, adresăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l avem pe fond la prezentare. Același lucru și pentru viitorul curizat. Da. Da, supunem la vot. Da. 5. Punctul 6 s-a supus, s-a și aprobat. Punctul 7. Proiectul de privind stabilirea salariului de bază de funcționari publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționare, administrației, în cadrul primăriei Cașin, aparatul de specialitatea primarului, din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Cașin din Subacău, început cu data de 1 ianuarie 2018. Deci, 1 ianuarie 2018, știți că a aprobat nu primarul și face salariul și nici viceprimarul, nici Consiliul Local. Există legi strictă privind primarul și Consiliul Local, prin care se aplică coeficientul, iar din capul coeficientul primarul de la 1 ianuarie va avea un salariu de 8.800 de lei, Consiliul Local va avea 880 de lei, 10% din salariul primarului, dar contribuția o va plăti toată primarul, și Consiliul Local. Urma o contribuție care mi-a plătit dumneavoastră Consiliul Local, că ți avea o remunerație de 550 lei. Dar ziceți și tu, dragă, de ce nu se plătesc două ședințe pe lună? Nu trebuie și legea. Asta zic că nu știe. Așa, nu poate fi cum ați întrebat. De ce legea s-a izdării când a făcut-o cei de la 1 iulie când s-a aplicat? Fie clar, indemnitatea Consiliului Local de până la 10%. Putea să o apropo și mai mic. Noi am cumpat maximul. Din salariul primarului, primarul are salariul din plăță brută, adică nu are alt sport nimic. Așa, până la 10%, dar pentru maxim ședință. Când faci o ședință, când faci 5, aceeași indemnitație este ea. Dar în cazul ăsta se încadrează legea, dar nu suntem noi vinovați. Așa e cu legea. Așa e cu legea. Se încadrează legea 20. La funcționare... Nu scrie numărul de ședință. Deci, conform ordonanței 82, în 2017, angajatorul, speța aici primarul, are obligația până la 20 decembrie de a duce negocieri cu salariații privind tema principală negocierii fiind prezentarea ordonanței 79. Ce prevede ordonanța 79? Știți cu toți. Trecerea contribuției de la angajator la angajat. Ce implică scăderea salariului angajatului. Atunci am pus negocierii cu angajații. Și am ajuns la concluzia să mărim salariul angajatului atât cât să acoperim acea contribuție. Fondul salariului mărind același. Fiindcă contribuția 2 de diavol în fondul salariului la vermări, mărind, deci ei cam la 1 ianuarie salariat, deci ei același net. Același net să iei aceeași bani. O singură întrebare, dar mă, dacă vă permite lege. Da, da, da. În legea, în ordonanță 12 spune așa, negocierea. Scopul principal este aducerea cunoștinței a efectelor care produce ordonanța 79, dar nu obligă angajatorul să facă lucrul ăsta. Dar îi permite. Dacă are posibilitatea de permite de aduce, și cam toți, vă spun toate primările, asta fac, mănesc până acolo ca omul de la 1 ianuarie să iei același metru. De ce spun? Că pe care mă urmă, există revisiunea specială de care a fost la rezervă de primării și a dat un exemplu acolo, o persoană singură care lucrează în primărie, pe unde să fie, i s-a făcut un salariu de 3 milioane, 30 de milioane. Poate să o subdimensiune. Aici a fost o mare discuție. Da. Dacă nu se face această compensare acum, el, dacă acum ia 3.000 de lei, va lua 20.400 de lei. Îi se scade automat contribuția care îl dea angajatorul în cadrul sarcinului. La acest personal, că astea fac parte din administrație, din preocupaționare, din administrație, doresc să mărești 25%. Practic, le-am chemat cu ei, am 18 ședințe și le-am explicat. Nu-i 25% mărire, ea, practic, mărirea e 4%. Că cei 21% îi va lua statul, deci tot primăria, iar contribuțiile tot cu angajatorul lui a plătit. Nu plătești tu. Vor fi a lui când mai ieșe la pensie. Da. Da, și această negociere care am făcut-o este tranzitorie. Așa am cheiat și acordul cu ei. Ca să nu aveți surprins dacă ordonanța 79 poate pica de emotiv, poate pica că nu trece în Parlament, poate pica că va fi atacat la Curtea Constituțională și votiți când vine Curtea Constituțională să nu se va aplica, și dacă nu făceam această negociere cu caracter tranzitoriu, în perioada validității acestui ordonanță 79, ni 30 de ani. Că plica ordonanța și salariile rămâneau cum le-am mărit acum. Ați înțeles? Și atunci fondul salariului nu mai avea fondul salariului, fiindcă
va trebui să dai și nu avea bani pentru contribuția care trebuia să dăm la stat. Și acest acord e făcut cu care este tranzitoriu și a specificat clar în acord pe perioada valabilității 1979. Dacă ea va rămâne valabilă de aici încolo o an de zile, va rămâne. Dacă ea va fi valabilă în februarie anul viitor sau în martie, atunci salariile vor reveni la forma dată. Da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Analizăm proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual de cadru familiei ocupaționale. Da. Administrație din cadrul primăriei, aparținând aparatul de specialitate al primarului și din servicii publice din suport al Consiliului Local al Comunei Caș în județul Bacău, începând cu data de 1 ianuarie, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 25/2001, reprezentată, ridicăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, să punem la vot proiectul la punctul 6. Cine este pentru? Deci la punctul 8, ordinea de zi, raportul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Servicii și Comerț. Domnul Roșu? Da. Raportul Comisiei pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Din comisia sus menționată fac parte următoarele persoane. Roșu Constantin Suțevanu, președinte comisiei, Nichifora Adina, membru comisiei, Adelian Eugen, membru comisiei, Coman Gheorghe, membru comisiei, Dărnescu Gheorghe, membru comisiei. Pe parcurs anului 2017, în perioada 26 ianuarie 2017, 23 noiembrie 2017, pe ordinea de zi al ședințelor de Consiliu Local, au fost un număr de 91 de proiecte de hotărâre, dintre care 56 proiecte de hotărâre au fost repartizate comisiei submenționate pentru a fi analizate, dezbătute și supuse spre aprobare în ședințe Consiliului Local. Astfel, în ședința din 26 ianuarie 2017, au fost un număr de 2 proiecte de hotărâre repartizate comisiei, respectiv proiecte de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale de patrimoniu, Asociației de Dezvoltare Biocomunitară pentru Salubrizare Bacău, aferent anului 2017, respectiv proiect de hotărâre pentru aprobarea investiției construire Bisericii Ortodoxe, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenință Sofia, Sarcurița, Comuna Caș, județul Bacău. Având în vedere hotărârea numărul 5 din 26 ianuarie 2017, referitor la primul proiect de hotărâre, repartizat comisiei sus menționate, având în vedere adresa ADIS numărul 4541 din 19 decembrie 2016, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Cașin și adresa numărul 10191 din 20 decembrie 2016, înregistrată cu numărul 187 din data de 11 ianuarie 2017, și expunerea de motive a primarului Comunei Cașin numărul 733 din 26 ianuarie 2016, cu raportul numărul 734 din 26 ianuarie 2016 al secretarului Comunei, precum și raportul Comisiei intermediul articolului 45 aliniat 1 și al articolului 115 litere B din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată, se aprobă cotizația anuală la patrimoniul ADIS Bacău în cuantum de 2000 de ron. Pentru cel de-al doilea proiect de hotărâre din data sus menționată, având în vedere expunerea de motive a primarului, numărul 497 din 19 ianuarie 2017 și a raportului de specialitate numărul 498 din 19 ianuarie 2017, întocmit de doamna inginer Măgureanu Mihaela, inspector superior în cadrul compartimentului tehnic, raportul comisiei sus menționate și în temeiul legii
273/2006 privind finanțarea publică, în temeiul articolului 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, articolul 48, alineatul 2 și articolul 115, alineatul 1, litera B, din legea 215/2001, privind administrarea locală republicată cu modificări și completări ulterioare, se aprobă investiția construcție Bisericii Ortodoxă, nașterea Maicii Domnului și Sfânta Mucenică Sofia, Sacureța, Comuna Caș, în județul Bacău. La ședința din 20 februarie, Comisia Buget Finanțe a pus spre adoptat un număr de 6 proiecte de hotărâre, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP, care a fost dezbătut și aprobat în cadrul ședinței, suma fiind de 1.000 de RON. Al doilea proiect de hotărâre privind indexarea chirilor și redevenții la imobile închiriate și concesionate după cumul an. Aici sunt toate terenurile luate în procesul de ședință. Deci, practic, ceea ce prezentați dumneavoastră acum, da. Sunt toate proiecte hotărârii care au loc la 1 ianuarie 2017 până în prezent, da. În punct de vedere că a trecut până avizarea Comisiei de Specialitate economică. Și deținut de Comisia de... Da. Deci, domnul Roșu a făcut o sinteză. Da. Deci, eu, efectiv, ca să vă prezint toate proiectele, am trebuit acum să stăm două ani. Proiectul care a fost de acțiune acolo. Așa, în schimb, mai am foarte puțin, în 5 minute, termin așa. Pentru aprobarea indicatorului tehnico-economic și actualizat, de partizăm noua valoare investiției modernizare drumuri de interes local al comunii Caș în județul Bacău, ca urmare a modificării TVA de la 20% la 19% în ședința de Consiliul Local din 20 februarie, se hotărăște să aprobă valoarea totală actualizată. Aici e vorba de 5.806.183 lei cu TVA, adică 1.000.000. Și partea finală, domnule președinte, domnule primar, doamna viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, întrucât nivelul de activitate pe parcursul anului 2017 a fost foarte diversificat pe domenii de activitate și comisii, consider că fiecare comisie a avut un rol important și decisiv în bună desfășurare și coordonarea proiectului de hotărâre analizat din drept la raportul Comisiei Buget Finanțe sunt atașate un număr de 62 de pagini în copie a tuturor proiectelor de hotărâre pe domeniul Comisiei Buget Finanțe care au fost analizate în ședințe de anul 2017. Aici am trecut doar câteva dintre ele care mi s-au părut că sunt mai relevante. Proiecte hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Cașin pe anul 2017, proiecte de hotărâre privind aderarea comunei Cașin de sub Acrou la Asociația Comunelor din România Acor, proiecte de hotărâre privind cotizația anuală către Acor, proiecte de hotărâre privind investiția realizării târg și obor săptămânal în satul Comuna Caș și județul Bacău, proiect de hotărâre de reabilitare și modernizare de podul la județul Funzi Pietonale în Comuna Caș și proiectele de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2017. Domnule președinte, întrucât din motive medicale nu am putut prezenta toate proiectele de hotărâre, parcurs în anul 2017, în ședințele de Consiliu Local, acesta a fost atașat în copie la prezentul raport al Comisiei Submenționale. Mulțumim! Da. Deci asta nu știu ce raportul... Cum? Să mă retrag, dar mi-am să prind autobus. Doar că două puncte, ca să te faci un părere. La raportul consilierului nu se vor mă citi, curat și altul. Da, părerea așa de mă. Cu prezentul la domnul. Da. Și raportul doamnei viceprimar. Raport de activitate, viceprimar Comuna Caș și județul Bacău pentru anul 2017. Domnule primar, doamna secretar, doamnelor și domnilor consilieri. Raportul anual al aleșilor locali este principalul instrument de informare referitor la modul de gestionare a problemelor localității, dar în care autoritățile soluționează problemele din ce în ce mai complexe care stau în atenția administrațiilor publice locale.
Raportul de față este un document sintetic ce pune în lumină modul în care își desfășoară activitatea viceprimarului, în scopul realizării obiectivelor propuse și de a aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată în anul 2017. În calitate de viceprimar, îmi desfășoară activitatea în baza atribuțiilor stabilite prin dispozițiile legii 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a celorlalte acte normative în vigoare și a dispoziției primarului 263 din 30 ianuarie 2013 emisă de primarul Comunei Cașin. În privința activității în Consiliul Local, am fost prezentă la toate ședințele acestuia și am colaborat în mod special cu Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Liniștii și Ordinii Publice, a drepturilor cetățenilor. Relația mea cu colegii consilieri locali a fost una bună, de aceea vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea pe parcursul anului 2017. Împreună cu primarul comunei ne-am stăruit să canalizăm eforturile doar pentru progresul acestei comunități. Alături de funcționarii din primărie, m-am implicat în rezolvarea cât mai eficientă a solicitărilor cetățenilor comunei și nu numai. În comisiile constituite prin dispoziție de primar, am participat la recepții cu ocazia terminării lucrărilor de investiții sau reparații, la anchete pe linie de urbanism, de fond funciar, de protecția mediului, de divergențe între proprietarii de terenuri sau de constatare a facurilor produse de animale prin mășunat sau animale sălbatice. În calitate de membru al Comisiei de Fond Funciar, am participat la toate ședințele convocate pe această temă. Ca urmare a măsurilor adoptate de Camera de Conturi Bacău, împreună cu Comisia constituită prin dispoziție de primar, a cărei președinte am fost, și prin inspectorul de specialitate din primărie, am efectuat zonarea teritorială a comunei, conform codului fiscal și a codului de procedură fiscală, care a fost desfăcut și aprobat în Consiliul Local. Pentru efectuarea lucrării de amenajament pastoral de către UCPI Bacău, am colaborat la efectuarea documentației și a cărților în vederea elaborării. În calitate de reprezentant al Consiliului Local, am participat ca membru la ședințele Consiliului de Administrație a Școlii Nicolae Buzvaru din Cași. Conform legii 416/2001, am repartizat și supravegheat beneficiarii de venit minim garantat, care sunt apți de muncă și obligați să presteze ore de muncă stabilite de lege. Am întocmit situațiile de lucrări efectuate de aceștia și contajul lunar al acestora. Activitățile edilitare gospodărești și cu beneficiarii de ajutor social s-au efectuat permanent în funcție de anotimp, urmărindu-se ecologizarea zonelor vulnerabile și nu numai, deformatarea șantierului ce mărginește drumul județean 115, a rigorilor ce mărginește strada secundară, menținerea domeniului public cosit, întreținerea terenului de la terase, mai ales în perioada lunilor de vară, prin cosire, ridicare, cilindrare și igienizare după fiecare competiție de fotbal, plantarea și întreținerea rondurilor cu flori în centru civic, transportul de materiale lemnos la școala, de la școala de la Curța, Curța și altele. Am întocmit și transmis rapoarte lunare sau trimestriale către Agenția de Mediu, Garda de Mediu și Protan. Am completat și transmis online rapoarte pe suport SIM, chestionare pe linie de protecție a mediului, chestionare privind extinderea rețelei naționale de puncte de acces public la informații, machete Excel cu privire la investițiile în infrastructură de apă și apă uzată. Am însoțit organele de control ale Gărzii de Mediu, ale ABA SIRET, ale DSP și DSP, ori de câte ori au fost în control. Ca urmare a numeroaselor avertizări epidemiologice ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, am întocmit informări ale populației și adrese către medicul veterinar de liberă practică concesionar, în vederea prevenirii contaminării și respectarea necondiționată a măsurilor trasate. Am participat prin împuternicire la unele ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor CRABESA, la unele ședințe ADIS Bacău și la instruire cu privire la gestionarea situațiilor de urgență. Prin dispoziție de primar, am întocmit, când a fost cazul, avertizări cu privire la anumite situații de urgență și grafice de permanență la sediul primăriei pentru situațiile în care au fost anunțate fenomene meteo deosebite. Am preluat de la Serviciul de Probațiune Bacău dosare pentru cetățenii domiciliați în comuna Cașin, care au fost condamnați prin hotărâre judecătorească să presteze ore de muncă în folosul comunității. Aceștia au prestat ore de muncă conform planului de acțiuni și activități stabilite prin hotărâri de Consiliul Local. Am răspuns la un număr de 21 de petiții de la cetățeni care mi-au fost repartizate și la 62 de adrese de la diferite instituții ale statului, Consiliul Județean, Instituția Prefectului, Garda de Mediu, Agenția de Protecție a Mediului, CRAB,
Abasire, DSP, DSBSA, Rompres, Direcția de Aprobațiune Bacău, Garnizoana Bacău. Am susținut și am fost de acord cu toate proiectele de hotărâre inițiate de primar. Am dus la întâlnire orice sarcină încredințată de primarul comunei, urmărit totodată o relație cât mai deschisă cu toți cetățenii și cu toate instituțiile publice. În perioada premergătoare zilelor comunei, mi-am dedicat atât priceperea și determinarea pentru buna organizare și desfășurare a manifestărilor dedicate evenimentelor culturale-artistice din perioada 12-15 august 2017. Am desfășurat activități vaste și variate. Importante este dacă s-au lăsat remarcate, atât în ce privește percepția cetățenilor comunei, cât și a Consiliului Local. Doamnelor și domnilor, consider că prin activitatea desfășurată am încercat să fiu un sprijin și un suport de nădejde pentru primarul comunei în toate acțiunile și proiectele care s-au realizat în rezolvarea problemelor ridicate și la nevoile cetățenilor. Mulțumesc în nume personal primarului, salariaților din cadrul primăriei, personalului școlii Cașin, organelor postului de poliție Cașin, agenților economici din comuna Cașin și Consiliul Local pentru buna colaborare și le transmit călduroase urări de sănătate și prosperitate. Crăciun fericit! În final, doresc să transmit mesajul meu pentru toți cetățenii comunei. Sfânta sărbătoare a nașterii Domnului să vă găsească alături de cei dragi în sănătate și pace, iar anul nou să vă aducă bunăstare în casă, fericire, liniște, puterea de a vă bucura de fiecare clipă, realizarea celor mai nobile intenții, prosperitate și armonie deplină. Să avem încredere în bunul Dumnezeu și speranța într-un viitor mai bun. Crăciun fericit și la mulți ani! Mulțumim! Da, niciun raport complet la aplicate. Un raport adevărat. Următorul punct ar fi răbaudea cu de la Consiliul Local, care a fost dată doamna viceprimar și vor fi afișate. Și ultimul punct, propunerea Consiliului Local pentru evaluarea performanței profesionale individuale a secretarului comunei Cașa. Ca să deci, în perioada evaluată se vor avea în vedere următoare. Îndeplinirea atribuțiilor de către secretarul Unității Administrative-Teritoriale, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicană. Avizează pentru legalitate dispozițiile primarului și hotărârile Consiliului Local. Participă la ședințe Consiliului Local, asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația între Consiliul Local și primar, precum și între aceștia și prefect. Organizează și activează și evidențiază statistica hotărârilor Consiliului Local și dispozițiile primarului. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate, a dispoziției primarului și hotărârile Consiliului Local, în părinții legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public. Asigură procedurile de convocare a Consiliului Local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi și domnește procesul verbal al ședinților Consiliului Local și redactează hotărârile Consiliului Local. Pregătește lucrările supuse de spate Consiliului Local, alte atribuți pe iubiți de lege sau însărcinări date de Consiliul Local sau de primar. Rezultatele funcționarului public, dificultățile obiective, semnate de acesta, în perioada evaluată și orice alte observații care sunt considerate relevante. C. Criteriile de performanță, capacitatea de a organiza, de a conduce, de coordonare, de control, de a obține cele mai bune rezultate, de a rezolva problemele, capacitatea de analiză și sinteză, capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite, competența decizională, obiectivitate în apreciere, adaptabilitate, asumarea responsabilităților conduite în timpul serviciului. Calificativele sunt A. Între 1 și 2, nesatisfăcător, între 2.01, 3.50, satisfăcător, între 3.51, 4.50, bine, între 4.51, 5, foarte bine. Având în vedere ce menționate, vă rog, vă exprima punctul de vedere. Deci unde o cădrăți, doamna secretar? La A, la B, C sau D? La C. La A. La A? Noi dăm șase. Deci unde o cădrăți? La B. Doamna, după spune la D. Cine este pentru ca doamna... D. Da. Să spun câteva lucruri. Nu aș vrea să fac un laudațiu acum, nici pentru doamna profesor, nici pentru doamna viceprimar, nici pentru domnul Cristi, care a fost în situația în care a fost, dar prin activitatea Consiliului Local și a sarcinilor care sunt încredințate tuturor care i-am pomenit,
vrând nevrând, trebuie să-și ducă activitate. Mai ales administrația comună. Și cred că prin asta am spus totul. Pentru mine, părerea personală, și cred că și a dumneavoastră celorlalți consilieri, este bine să aprobăm ceea ce e a Cezarului, pentru că tot împreună vom ieși și din bune și din rea. Nu se poate ca unul singur. Știți că e un proverb foarte clar, că cine ești cu noi, ești contra noastră. Dar activitatea nu se poate desfășura dacă nu faci anumite lucruri, nu ți îndeplinești anumite sarcini, nu ești tras la răspundere pentru unele probleme sau nu ți se aduce la cunoștință că mai trebuie să faci ceva și așa mai departe. Pentru toată activitatea mă felicit. Vă mulțumim frumos. Înainte de aceea și simța, aș vrea să fac trei anunțuri, patru anunțuri. E posibil ca săptămâna viitoare să mai avem o ședință extraordinară de data asta de rectificare de buget, că cei de la CJ o să aibă ei o ședință luni. S-ar putea să primim ceva sume pentru bugetul local și atunci o să mai facem un efort. Cu toții știu că vă e greu că din sărbătorile, că iată cu celul care, care nu aveți pe listă, da? Așa. Doi, joi, pe 21 decembrie, la Cămilul Cultural din satul Cașin, va avea o ferbare de Crăciun, care o fac copiii la școala Cașin și grădința Culița, grădința Cașin, și la care va veni și moșul în partea primarul și consul local. Știți foarte bine că ați aprobat și dumneavoastră o sumă de bani pentru cadouri de acești copii. Vă rog să veniți și dumneavoastră, să-mi fiți alături de joi, la joi de la oarele 16. Pentru că este atât să nu intrăm în noapte. Copiii sunt obosiți și nu are rost să îi ducem. Și așa v-am dorea cu siguranță vreo două ori până la ora 18 și e suficient. Deci eu pentru nu e obosit pe copii. Vineri, după amiază, va avea loc Misca Aitate, organizat tinerii din Comuna Cașin și cu sprijinul nostru a primăriei și Consiliul Local. Acolo se vor strânge fonduri pentru copiii nevoiași în comună și se vor cumpăra, tinerii vor cumpăra cadouri și le vor duce acasă la celor copii. Vă rog, dacă aveți timpul și bună dispoziție și e bine să veniți acolo, să vedeți, să vedeți munca lor, că ei s-a pregătit cu un spectacol de mis calitate și să și contribuim cu câțiva bănuți la această acțiune. Pe 31 decembrie, la orele, la început cu orele 10, în fața primăriei Cașin, vom primi iar curători. Vor veni iar moșii la Brătești, cum am discutat cu primarul de acolo, dacă nu vor veni moșii la Brătești, vom căuta pasul la Pămânești, la Povaia Asăului. Deci, dacă oamenii sunt obișnuiți ca moșii să vină fiecare an la Cașin, o vom continua. Plus curători din Cașin, din Cuița și din Lupești. Ați văzut că mănăstirea Cașin vin foarte mulți la noi, și din ură, cu capte și va fi foarte frumos și ar fi bine ca toți consilierii, mi-ar fi drag ca scena care o face aici în fața primăriei să stăm cu toți cu scena acolo, cum am mai stat într-un alt bar, nu? Dar am și primat, am mai stat. Dă bine la imagini și vor vedea și cetățenii când, într-adevăr, consilierii locali se implică și activii, ca anul trecut a fost în jur aproape de 800 de persoane la primărie aici, sperăm și anul ăsta la o credință foarte mare și atunci ar fi bine să ne vadă cât de uniți și cam asta, ar fi 3 anunțuri, 4 anunțuri. Ar trebui să vă organizați timpul în așa fel, ca să puteți participa. Doamne ferește de alte evenimente neplăcute sau interviziri care pot apărea. Aș mai vrea cu un cuvânt de spus, nu știu dacă este bine sau nu, dar cred că toți sunteți de acord cu noi. Încă două zile de turul național în România. Să procedăm la ținerea unui moment de reculegere. Da. Pentru regele Mihai, cel care a ascultat cel de al doilea război mondial cu 6 luni și care sâmbătă va fi înmormântat la Curtea de Argeș și ar fi bine, dacă se poate, să punem un steag în care mea și noi la primărie. Nu știu dacă este. Am două. N-am văzut. Nu am văzut cu spus. Cam asta a fost în rest. Deci, înainte de închidere, vorbim un moment de lucruri. Vamos ver.